tutti su canale Z. Deci reintegrăm pe aici în frânză. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă prezint o scurtă informare referitor la starea economică a comunei noastre, a comunei Gologanu. Dacă dăm timpul înapoi, vă aduceți cu toți aminte că acum 8 ani noi nu eram comună. Eram un sat component al comunei Milcovo, comuna noastră fiind desființată abuziv de regimul comunist, din 1968, din 2004 și până astăzi, noi am obișnuit cam fiecare an să sărbătorim Ziua Comunei, putem spune și dumneavoastră ați văzut cu ochii dumneavoastră și este totul în folosul dumneavoastră ceea ce s-a realizat în această comună. În primul rând, nu trebuie să uităm ajutorul pe care noi l-am primit din partea celui care a ținut în permanență o legătură cu mine și cu prin mine cu dumneavoastră. Este vorba de președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Marian Oprișan. Să vă aplaudăm! Înainte de a intra în problematica întâlnirii noastre, vă reamintesc că în urmă cu câteva săptămâni a dispărut dintre noi cel care a fost Mircea Diaconu, vicepreședintele Consiliului Județean, prezent de fiecare dată în această comună. Să-i păstrăm un moment de reculegere. Vă mulțumesc! Oameni buni, în această comună s-au realizat o mulțime de lucruri importante, investiții serioase, toate în folosul dumneavoastră. Avem la această oră una dintre cele mai bine puse la punct comune din județul Vrancea. Avem e rezolvată toată infrastructura. Este vorba de sediul pe care, de primărie pe care dumneavoastră l-ați vizitat și l-ați văzut aproape în fiecare zi. Cu absolut toată dotarea, toate condițiile. Am avut în vedere școala, în primul rând. Avem o școală minunată, reabilitată cu fonduri de la Banca Mondială. Avem sistem de alimentare cu apă propriu. Ați văzut că toată lumea s-a branșat și avem o apă de foarte bună calitate. Am realizat cu fonduri de la bugetul local o grădiniță excepțională. Excepțională. Aproape nu există nici în municipiul Focșani. Toți copiii, dar mai ales părinții, se bucură de condițiile pe care noi le-am creat pentru viitorul lor. Am realizat un cabinet medical și unul stomatologic, de care dumneavoastră beneficiați de serviciile medicale în această localitate. Știți foarte bine că am fost prima comună care am accesat fonduri europene, am accesat un proiect pentru dezvoltarea rurală a localității. Ce a însemnat asta, știți cu toții. Canalizare, stații de epurare, asfaltarea tuturor drumurilor din comuna Gologanu. Un mare lucru pentru dumneavoastră, cei care munciți și trăiți în această localitate. Am îmbunătățit iluminatul public, știți foarte bine. Am pus la punct, zicem noi, până la această oră, aproape toată infrastructura. Dar n-am terminat. Mai avem mult de lucru. Mai avem multe de făcut. Mai avem și o să vedeți că în următorii 4 ani o să mai realizăm foarte multe lucruri. Ce trebuie să rețineți dumneavoastră din toată chestiunea asta? Că noi
am avut în vedere problemele cetățenilor, că noi iubim oamenii, că noi respectăm oamenii, că noi nu ne batem joc de oameni și ținem cont întotdeauna de ce, ce doresc dumnealor. Ce trebuie să mai rețineți dumneavoastră, faptul că a fost posibil să se realizeze aceste investiții datorită echipei pe care eu o am în primăria Gologană. Dar ce trebuie să mai știți? Că noi am avut un consiliu local majoritar, 10 consilieri din 13. Și am avut și pe colegul Grama din partea actualmente USL, care au aprobat în totalitate proiectele pe care eu le-am inițiat și au fost duse la îndeplinire cu mare succes. Le mulțumesc tuturor! Vă doresc sănătate multă și să muncem împreună în această primărie. Nu vreau să vă țin prea mult. Știți foarte bine dumneavoastră, în primul rând, ceea ce avem noi realizat în această comună. Vreau să vă mai spun doar câteva cuvinte. Ieri am participat împreună cu toți pe care vi-am prezentat aici, frunte cu domnul deputat Tâlvăr și cu domnul vicepreședinte și consilierii județeni, am participat la congresul extraordinar al Partidului Social Democrat la București. Ieri au avut loc trei congrese. Congresul Partidului Social Democrat, Congresul Partidului Național Liberal și Congresul Partidului Conservator. După ce fiecare și-a ținut congresul în pavilionul respectiv, la urmă ne-am întâlnit cu toții în pavilionul central, unde au participat 10.000 de oameni. De ce ne-am întâlnit noi la București? Știți și dumneavoastră. Ieri am adoptat câteva rezoluții. Una și cea mai importantă a fost desemnarea și susținerea USL-ului, adică Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal și Partidul Conservator, a candidatului pentru funcția de prim-ministru. Și aceea este atribuită domnului Victor Ponta, președintele Partidului Social Democrat din România. Ca lucrurile să meargă bine în această țară și să facem și noi progrese, trebuie să avem un președinte. Un președinte serios, un președinte care stă cu fața spre popor, spre oameni. Și acela a fost desemnat președintele Partidului Național Liberal, domnul Crin Antonescu. Dragi cetățeni, stimați prieteni, ce s-a mai aprobat ieri la Congresul Extraordinar? Ca Uniunea Social-Democrată din România să nu colaboreze cu președintele Traian Băsescu și cu Partidul Democrat Liberal. Acești oameni nu trebuie să mai rămână la conducerea Guvernului și a țării. Închei prin a vă spune. Pe 10 iunie, sunt alegeri locale în toată țara. Alegem primarul. Alegem consiliul local, consilierii locali. Alegem președintele Consiliului Județean Vrancea. Alegem echipa de consilieri județeni ai Consiliului Județean Vrancea. Vă rog pe toți să veniți la vot, să votați USL, Uniunea Social Liberală. Să putem face treabă în liniște, să putem să ne ducem la capăt și să îndreptăm toate greșelile care s-au făcut prin desființarea spitalelor, distrugerea școlilor, distrugerea sănătății, distrugerea poliției și multe, multe altele pe care dumneavoastră le știți, dar astăzi este ziua comunii și vreau să fim veseli, să fim în altă formă decât într-o zi de campanie electorală. Atât, vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Și aș vrea să-mi permiteți pentru început să-i urez Doamnei la mulți ani și să urez tuturor celor care își sărbătoresc ziua numelui astăzi, la mulți ani, o viață lungă și fericită.
Eu vă mulțumesc că m-ați invitat ca în fiecare an la sărbătoarea comunei dumneavoastră și vin de fiecare dată cu emoție, pentru că de fiecare dată cu emoție am participat și atunci când ați inaugurat obiective de interes cetățenesc, am fost atunci când ați inaugurat grădinița, zona de asistență medicală, primăria, când ați reabilitat principalele obiectivele comunei. Este greu să vorbești după domnul primar Robu, pentru că dânsul a spus lucrurile care trebuiau spuse astăzi și a spus-o cu modestie, cu modestia unui om pe care, chiar dacă nu îl vezi foarte des la Focșani, îl vezi foarte des printre oameni în comuna Gologanu, cu modestia omului care conduce o echipă pe care eu am văzut-o astă iarnă atunci când comuna noastră a fost lovită de stihiile naturii, împărțită pe sectoare și fiecare consilier local fiind în sectorul lui, în așa fel încât comuna Gologanu, vă spun nu pentru că este ziua comunii, ci vă spun pentru că așa stau lucrurile, a fost comuna unde s-a circulat cel mai repede în condiții de normalitate și vreau să vă invit să-l aplaudăm pe primarul nostru, pe Mitică Robu. Și vă spuneam cu modestia celui care a trebuit ca într-o administrație relativ nouă aici la Gologanu să reușească să facă o infrastructură pentru care îl invidiază majoritatea colegilor domniei sale din județul nostru. Are motive să fie invidiat pentru că invidia creează o competiție sănătoasă. Vreau totodată, după această introducere, să-mi permite să transmit două mesaje. Mesajul președintelui Partidului Social-Democrat, filiala Vrancea, colegului meu și al prietenului dumneavoastră, domnul Marian Oprișan. Dânsul m-a rugat să vă transmit ca de fiecare dată când a avut ocazia să o facă faptul că se consideră unul de al dumneavoastră, că iubește oamenii, că iubește cetățenii comunei Gologanu și cred că nu mai este nevoie să vă spun că vă puteți baza pe domnia sa în toate proiectele pe care vi le propuneți. Totodată, vreau să vă transmit mesajul Parlamentului României. Regret că nu sunt mai mulți parlamentari la această sărbătoare minunată astăzi. Și este un mesaj de respect, de stimă, pentru că datorită dumneavoastră, foarte mulți dintre noi avem ocazia să servim în Parlamentul României, instituție care, chiar dacă nu este foarte iubită în zilele noastre, datorită activității șefului statului, este o instituție fundamentală pentru democrație. Nu vreau să vorbesc foarte mult pentru că v-am spus că este greu să mai spui ceva după ce ați avut un discurs atât de substanțial ținut de primarul comunei dumneavoastră. Vreau să vă urez tuturor cu ocazia sărbătoririi zilelor sau zilei comunei dumneavoastră o zi frumoasă, o zi plăcută, o zi pe care să o petreceți împreună cu cei pe care îi iubiți, cu cei pe care îi stimați, cu cei cu care vă ajutați atunci când este nevoie, să o sărbătoriți împreună cu cei cu care priviți spre un viitor mai bun, un viitor care depinde de noi, depinde de fiecare, depinde de echipa pe care o avem și de echipa pe care noi sau dumneavoastră o veți susține. Vă doresc toate cele bune. Mă rog la Dumnezeu pentru sănătatea locuitorilor și cetățenilor comunei Gologanu și să privim împreună spre un viitor mai bun.